Da. Și ultima parte, partea a 15-a, suntem aici pe Via Transilvanica. Drumul acesta este merge către Mureș. Apusul de soare peste România, peste județul Bistrița Năsăud, județul în care m-am născut eu. Da, frate, pic că s-a obosit, că am venit vreo 40 de kilometri, cred. Poate nu 40, să nu mințesc, vreo 30. Am făcut până aici și mai am 30 înapoi. Nu? Urmă 20. 9, adică 10. Da. 20 am făcut, da, 20. Numai 20 de kilometri. Nu știu ce mi se pare mie mult, poate că am îmbătrânit, mă știi? Și uitați, am un copac părăsit, solo, are vâsc pe el. Și, bineînțeles, gunoaiele din mai de România. Jucăm fotbal, gol, România, a câștigat, e! A pierdut. Și uitați ce am găsit eu, o cupă, pălăria șarpelui sau piciorul căprioarei. Deși acolo încă una. Bă, da, fain se vede, bă. Super. Am înțeles că aici e cel mai înalt vârf. Mi-a zis cineva, un călător, așa ca mine, călător prin țara mea, România. Da. Astăzi e 14 octombrie 2020, anul de pandemie, nebunie. Și patinism pe părul porcului sau cum ce de asta. Uite, uitați. Și asta e, cred că tă piciorul căprioarei. Ma. Și astea, nu știu cum le zile astea. Deci la calul de pare. Bă, da, hai să vedem oricum de aici, din vârful ăsta. Aoleu, niște oi acolo. Un cioban. Mamă, ce pălărie șarpelui mare aici. Super. Am pun aici, asta e cupa care am câștigat. Yeah! Am câștigat, România a câștigat, fraților. Pun aici, bine. Și apus de soare. Frumos. Asta e bună. Se vedea. Am bătrân asta. Da. Colegile din Nușu Monoro aici. Aici munții Caliman. Foarte frumos se văd. Aici e un drum, nu știu ce drum e asta aici. N-am văzut unde mere. Transilvanica, unde este eu. A, uite, mă, reghi, nu, moșilor. Se vede. Uite, acolo, departe. Deci, totuși, e înalt. Dealul ăsta. Se spune, dealul Monorului. Uite, acolo. Ăla-i Reghin, nu-i Târgu Mureș. Sigur, e Reghin. Orașul Reghin. Din județul Mureș, pe Valea Mureșului. Maramureșului, acolo munții Țiblea și Rodnei, vai ce am dreptă, nu se văd. Dar se vede, uite ce platou Călimanilor, adică de ce încep munții Călimani. De la dealul așa, mergi așa pe coamă și pac. Sau și pe ăsta așa, pe aici, te duci. Suntem în mele drumul ăsta. Aici trece și trenul, care merge la București. Nu știu unde merge drumul ăsta.
Se oprește acolo în vârf, e făcut numai așa. Normal s-ar vedea munții Făgăraș dacă ar fi fost senin. Putem că piciorul ăsta. A priori lacurile merg în jos, cred că da. Ciobanul. Du-te că pe vin și eu. În orice caz, frumoasă Transilvania, merită să o vizitați. Mai ales Via Transilvanica, care pleacă de la Dunăre și merge până la Putna. Uite, doi. Ce fain. Dă-i bureți, îți vă schin. Și e și țara de spine la noi. Da, mă, că drumul ăla se oprește acolo, în vârf. Uite aici ce de ui, mă, da. Sigur îți bune astea. Mamă dragă, nu știu. Le-aș lua. Să nu fie rele. S-a făcut după ploaie, că a plouat zilele astea. Da. Și aici e Valea Mureșului. Hai să cobor către Valea Mureșului, munții Curghiului acolo. Foarte frumos, acolo munții Călimani. Uite-mă, că e zăpadă acolo, frate. Deci se aude, frate, mama, cred că a nins la munte. Prima ninsoare. Că am frig. Asta e vârful scaunul lui Dumnezeu. Cum a zis de el, scaunul Domnului, că am să găsesc bateria. Asta e până Tomi, vârful unde a fost și moșul meu Victor, fiertat cu oile. A pus o cruce. Am zis că este acolo, pe un brad. În orice caz, cred că de acolo s-ar vedea super fain de pe vârful ăla. Dar, poate altă dată. Ce să zic, cam atâta din Transilvania, cu dor și bucurie. Vă las să vii și voi să puneți în practică, adică să vizitați cu ochiul liber, cu ochiul liber. Adică că să vedeți voi cu ochiul, cu live, știi cum se zice? Deja v-am prezint eu dacă vă puteți veni. Știți? Pe drumul ăla și undeva după dealul Ardeanului, acolo, în stânga era la statul meu, pe Valea Budacului. Da, la dealul Ardeanului, cea frumos deal de aici, în zonă de aici. Da, așa că am pedalat spre casă, ca să aviți acolo la schid. Cineva acolo s-ar fi văzut munții Făgăraș, dar... Nu, no. Dacă n-ar fi mai înapoi de grupul ăsta. Are mai mult 600 de metri. Da, știi cum e? Mergem spre... Da. Pe munți, da, nu vreau să ajungem mai sus în cer. Acolo e veșnicia, aici e pârleală. Asta nu e forever, asta e așa. Râpe. Suntem ca într-o croazieră aici, ca într-un marinaj. Iar acum ar comenzat să merge la schimb, mă rog, pe cei care se meargă și că conduc țara asta, România, și lumea întreagă, ca masori, adică dorm mult ăștia, cu somnul. Da, e turcă. Știi? Ce spune? Țara de spini. Știi că Adam a greșit, o Dumnezeu, Pământul îți va da spini și pălămidă, da. Spini și pălămidă, nu știu, caut, nu am fost dus, dar nu va fi. Da, bine moșu, foarte frumos. Cea mai frumosă țară, lumea, Spania. Ai la, venit. Aici vizitați, moșu. Frații, cu dor și drag din Transilvania, vă așteptăm să veniți. Sper să vă iasă pandemia, dacă nu, măcar în poze și aceste video care le-am făcut eu. Sper să vă plac. Dacă nu vă plac, altele nu le mai fac. Așa că am plecat, v-am pupat și m-am lăsat. Dumnezeu, iubire, m-a pus de soare, drag din Transilvania. Doamne, miluiește-ne pe noi.
și mea, da? Ce faină țara mea! Romania! Moș, moș, moș! Mai bine rola nimeni?